Ce se poate rezolva, de fapt, prin constelații? Păi, mă rog, aici fizicianul din mine... Așa, pentru că am uitat de specialist în metafizică. Nu, în metafizică eu sunt și doar absolvent al facultății de fizică. Poftim. Stai așa. Deci ai făcut facultatea de psihologie. Da. Facultatea de fizică. Da. Așa. La facultatea de psihologie mi-am luat și licența. La facultatea de fizică nu. Doar am absolvit. Aha, ok. Bun. Ce legătură avea fizica cu... O foarte mare legătură. Nu știi cum a apărut psihologia? Psihologia a venit din fizică, din psihofizică. Deci primul laborator, prin 1800 și ceva, nu mai țin minte exact anul, s-a creat primul laborator de psihofizică în care un domn punea tot felul de senzori pe oameni și le testa reacțiile la diverse emoții. Și așa s-a desprins psihologia de filozofie și a devenit o știință. Deci așa este considerată nașterea psihologiei. Și unul dintre mari fizicieni, de care că toată lumea a auzit, de Einstein, da, de Albert Einstein, este unul dintre cei mai mari, aș putea spune, filozofi psihologi.